6 sunt la număr copiii veniți pe lume de la cumpăna dintre anii 2015 și 2016 până aproape de prânzul zilei de astăzi. Fericită, mămica primului sosit pe lume în anul 2016 aprecia că nu există un dar mai plăcut decât întâiul său copil, Ianis Andrei Nicolae. Mă simțim foarte bine și copilul este cea mai mare fericire, cel mai frumos cadou pe anul acesta. Este primul copil al nostru? Da, este primul copil al meu. Pe 2 noiembrie, o altă giurgiuveancă se declara mulțumită că îi venea pe lume cel de-al doilea băiat și cel de-al doilea copil născut în maternitatea Spitalului Județean Giurgiu de la începutul noului an. Când anume ați născut? Pe 2 ianuarie, la ora 12. Și ce anume aveți? Un băiețel. Sunteți mulțumită? E primul copil? Nu, este al doilea copil și sunt foarte mulțumită de faptul că am doi băieți. La cumpăna dintre ani, deci am avut o singură naștere, un băiețel născut normal, cu 3200 de grame, fără a pune probleme deosebită. Imediat au mai apărut încă 3 copii, care de asemenea au fost cu greutate peste 3000 de grame și nu au pus probleme la naștere. De altfel, 2 dintre ei vor fi externați în cursul zilei de astăzi sau mâine. Chiar dacă pe 3 ianuarie nu s-a născut în maternitatea giurgiuveană niciun copil, din spusele personalului medical reiese că debutul lui 2016 îi face pe medicii giurgiuveni să aprecieze că natalitatea ar putea fi în noul an una mulțumitoare în comparație cu anii trecuți. Ieri, pe 3, practic nu s-a născut niciun copil, în schimb, acum chiar în dimineață, am avut 2 extrași prin operație cezariană, ceea ce demonstrează că totuși natalitatea se menține pe un trend, a zice eu, acceptabil față de scăderea care am înregistrat-o în anii anteriori. Gheorghe Samoilă a mai subliniat faptul că maternitatea giurgiuveană a spitalului de urgență este una modernă care beneficiază de condiții foarte bune după modernizarea survenită în urmă cu circa un an.